De la începutul acestui an, Serviciul Județean de Ambulanță Gorj le-a cerut celor care au chemat salvarea după ce au fost implicați în agresiuni puse pe seama consumului excesiv de alcool să plătească intervenția din propriul buzunar. SGA Gorj are de recuperat în instanță circa 24.000 de lei. Noi le imputăm. Unii plătesc de bunăvoie, dar marea majoritate sigur că nu plătesc de bunăvoie și atunci îi acționăm în instanță. În acest an am avut deci aceste 133 de cazuri, mai sunt la ora actuală în curs 56 de dosare și avem date la executorul judecătoresc 41 de dosare, deci aceste sume nu au fost recuperate. Media unui dosar este undeva în jur de 600 de lei. După finalizarea proceselor, dosarele câștigate vor fi trimise către executorul judecătoresc pentru recuperarea banilor, iar în caz de neplată, scandalagii ar putea să se trezească și cu poprire pe conturi sau bunuri.